tu cățune. Să faceți cont, să vă abonați și la Robicraft și la Binibox YouTube. Da, să vă abonați și la mine, pentru că e plăcut. Ok, astăzi vă arătăm creatarele mele. Asta e cea mai bună prietena mea. Asta e un YouTube de care nu-mi place. Că pur și simplu nu îmi place. Urăște căței care eu iubesc. Crede că dragonul este real. Iubește... Deci, urăște pisicile și una dintre animalele ei sunt pisici. Ce fac în asta? Dar la sloturi, uite aici, avem lucruri chiar importante. Uitați-o pe asta! Dar stai să reduceți un pic. Am făcut asta de când m-a dat de vreme. Când încercam să fac un videoclip al meșis. O, dacă m-a spus asta. O, mai ales, vedeți. Ok, și iară un ochi negru care face... Așa, la fel ca la Kiwi. Kiwi dorme aici, pe care zice. Ancora, nu paru. Dar, hai mă, te paru. Asta e neagă, care abonam de pista așa, dar fine. De că sunt poziția. Vedeți, asta este neagră. Ok, da, asta este neagră. Ok, asta este jucăria de-a lui Emma, dar nu contează, adică a.k.a. Bilibostu Y. Asta este Noodles. Așa l-am făcut eu, e foarte greu. A fost foarte greu să-l fac, pentru că nu știam ce să-i pun. Oh, scuze, care nu. Ok, așa arată. Acum următor este Zappy, care probabil că cunoaște acel ornitoring. Da, n-are coadă pentru că e ornitoring. Părul e la fel. Acum îl avem pe Slash, al meu, nu e al lui Emma, că al lui Emma e diferit. El lui Emma e absolut la fel, doar că e Slash 2, ok? Eu l-am avut prima. Acum avem pe Sandy, care arată destul de bine. Binișor arată. E cam picoasă, dar știi cum are acea... acel coșuleț? L-am făcut aici. Vezi? Na, acum avem pe Phoenix, care probabil că știți că se rezolv. Da, asta este Phoenix. Am uitat să-i pun coadă, dar acum îi pun. Pardon. Am uitat să-i pun coadă. Coadă stufoasă. Unde găsesc o coadă stufoasă? Ea. Asta arată foarte stufoasă, dar nu cred că s-o pun. Asta arată foarte stufoasă, dar nu o s-o pun. Asta arată e incredibil de stufoasă și o s-o pun. Așa. Da, și e foarte dulce. Asta e o prostie care am făcut odată și trebuie să o dau în film. Și aici avem 1000 de sloturi. Acum vă prezint pe Gacha Club. Welcome to Gacha Club. ăstea mi-a dorat un pic mai mult, că e de mai calitate jocul. Da. Ok, deci prima dată trebuie să arăt pe Asia. Aici arată mai bine, nu? Aici avem pe eu. Aici e verișorul meu. Aici e iară youtuberul ăla de care nu-mi place. Dar că e făcut aici. Aici știți cine e. Aici tot știți cine e și aici tot. Pentru cine nu știe, e Sorin, Vielă și Opila. Ok. Acum avem sloturile în plus. O să dau... Stai un pic. Ok, o să folosesc ăsta. Ca un pic. Deci asta este skin-ul meu vechi, care le aveam pe aici, doar că sloturi. Da, asta este. Aici este celălalt. O grămadă. Astea nu sunt foarte bine făcute, dar țineți minte, eram un copil. Aveau jocul ăsta de o grămadă de vreme. Acum avem chestia asta care n-am făcut-o. Avem asta.
Avem fata asta însărcinată. Am fost însărcinată. Aici avem una care am făcut-o pentru un videoclip. Ea n-am postat videoclipul. Aici e o persoană care l-a făcut. Asta cred că știți cine scrie acolo. Da. M-am întrebat de bună altă. O să vă zic în altă. Aici este ce folosesc eu pentru... Aici e caracterul meu, dacă știți. Aici e varianta cățel. Aici e niște sloturi care am salvat. Aici nu e nimic. Aici ai Big Mama Eternă, cred că știți. Asta e un viață reală. Așa, asta purtam în acea zi. Asta e... Asta e Scorpion. Asta e Taur. Atâta cam am de arătat că nu mai am de floruri. Dar... am câteva schimburi, dar habar n-am unde le-am pus. Unde le-am pus. Uite, deci avem ăsta. Avem asta. Avem asta. Avem ăsta. Asta. Trebuia să-ți iau. Și aici am 1000 de sloturi. Ok. Sper că v-ați plăcut. Bye!